sunt în teritoriu. Deci problema per ansamblu, ca să nu vorbim de cazuri particulare, să vorbim de problema per ansamblu, este rezolvabilă. Primăria prinde în jur de 1500 de câini în fiecare an. Anul ăsta, până la data prezentă, a prins aproape 1600, deci probabil va trece de 1700. E un număr foarte mare, dacă încercăm să vizualizăm numărul ăsta de câini. Dar problema nu se poate, problema nu se poate rezolva doar prin capturarea acestor câini de către primărie. Spune că după 14 zile pot fi eutanasiați. Este singura soluție ca să asiguri funcționarea unui adăpost de genul ăsta. La un număr atât de mare de câini. Da, bineînțeles, n-ai nicio șansă. Majoritatea câinilor nu se reproduc în mijlocul orașului. Nu se reproduce un câine pe banda întâi pe strada Nicolae Bălcescu sau la bordură pe strada Bicaz. El se reproduce tot într-o curte, tot la o întreprindere, la un parc auto undeva, tot sub un balcon. Adică, în general, cam toți câinii aparțin de cineva. E, cineva ăla constată o dată de două ori pe an că acei căței pe care îi are în grijă, fată, puiuți, simpatici, frumoși, ne plac. Dar da, în 6-7 luni și ăia se reproduc, și ăia sunt mari, și ăia creează probleme, și ăia migrează din zonele respective. Paznicilor le convine, nu știu, sunt o grămadă de instituții, dacă te duci, stau cârdul de câini în față, așteaptă să vină lumea, adică sunt probleme pe care le cunoaștem. Toată lumea mai dă un biscuit. Câinii crotaliați care merg pe stradă sunt câini din adăpost. Sunt câini care au fost, au trecut prin adăpost și au fost sterilizați. Și asta sunt este eliberați? Un avantaj la ei. Într-o perioadă când legislația permitea, se făcea reîntoarcere în teritoriu. Nu știu, și nu reprezintă niciun pericol pentru nimeni. Bineînțeles că reprezintă un pericol. Faptul că sunt sterilizați previne doar înmulțirea. Asta nu înseamnă că depărtează pericolul sau disconfortul. Agresivitatea, zic specialiștii, că s-ar diminua în urma sterilizării. Dar nu e un criteriu ăsta.